Bine, v-am găsit, stimați telespectatori. Voi începe această pastilă cu o imagine într-un filmuleț, cu o imagine care vi se pare mai mult ca sigur cunoscută dumneavoastră. Iată imaginea. Ce-ați văzut aici, niște curcani care ce fac, se înfoie. se înfoaie inutil că poți, mă leargă încolo și nu fac nimic. Ce m-a apucat să dau aceste imagini cu curcani, păi pentru a vă explica... Pentru a vă anunța că voi lansa în editorialul, deocamdată nu mă lansez termenul, dar îl voi explica pe lar numit curcanism. Ce este curcanismul? Păi curcanismul este înfoierea, în înfoierea, așa, un curcan a politrucului român, care când îl vezi, zici că le -o rupe și pe ăsta e faptul că Unde se petrece, un cum, uh, unde se, s-a manifestat, cum s-a manifestat curcanismul zilele acestea? Cum? La USR Plus. Deci, ca asemenea acestor curcani, da, ieri de Lidere USR Plus, nu au mai contenit. Oh, birourile reunite ale PLUS și USR au anunțat că își retrag, își retrag sprijinul lui Florin Câțu. Nu ne ducem la ședința de guvern. Gata! O, că n-am zis eu prost. O să vedeți că aici în comentariul la gândul lui Cristoiu îmi pun nu în cap. Nu mă fac chiar dobitoc cum a zis postelnicul, dar spun că m-am făcut prost. Păi cine, mă, vă uitați -i... aseară, nu când, miercuri seara, m-am dus eu la Tucă, a chiar la Tucă, m-am contrazis cu mare stucă. Băi, zic, nu se poate, băi, totuși, băi, să-ți dea ăla un bocanc în gură, băi, da ți bocanc în gură, deci, pe ăsta, câțu, și poți să spun, nu că l-a demis pe Voiculescu, hmm, a demis, Dom'le, a șters pe jos cu Dacian Cioloș și cu Dan Barna. Adică nu i-a anunțat, nici măcar nu le-a zis că îl demite pe ăla. După asta nici măcar nu le-a explicat. Băi, îmi pare rău, m-a sunat Claus Oane și el, când nu e lângă răvășitoarea, el se scoală de dimineață și m-a sunat, m-a trezit din m-am dus repede și n-am avut din să vă sun. Sau v-am sunat și voi dormeați n-a catat Dixi, nici măcar să explice opinie publice. Sigur, n-a dat cu să explice pentru că nu, nici presa nu l-a întrebat. Această presă neroadă, groaznică, de care mi-e rușine că unii consideră că lucrez în presă, au fost, fost a o conferință de presă ținută de câțu. Păi nu l-a întrebat nimeni, 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 domnul premier. rog rugăminte, Spuneți-ne de ce l-ați demis nu te nu întrebat Cum vă simțiți ca ministru uu, uu, Și -i adevărat Că v-ați spus chilot și spalați Și călcați, da, da Și adevărat că vă simțiți Băi, că nu văd fătucele alea Păi am îmi, îmi vine rău uneori blestem Această, deci eu sunt coleg cu alea Și cu, cu guștice Uite, din uite, care Fătuce scăpate pe ele toate că nu cumva când se vor duce înapoi șefii lor. Nu, bar, nu, mogulu, ca mogulu, nu, ca Ăia, șefii de secții, de birou de acolo, îl dă de pământ cu ele. Cum bă l-ai întrebat? Păi ți-ai permis să-l întrebi pe Florin Câțu. De ce l-a demis pe ăla? Este o întrebare normală, dar nu trebuia să fie întrebat. Nu poți să provoci o asemenea crize, că a provocat totuși și să nu vii să spui nenorocitul de, de popor, de caraș, nu de babuini. Și sunt nevoia să tot să explic de ce nu mai spun babuin ce caraș. Mi s-a zis, o să verific, că prădătorul, dacă îl pui într-un din ăsta acvariu cu apă puțină, moare, pentru că el face o dată și a doua oară ține minte, nu mai intru. Carasul stă, și dacă are un pic de apă, un pic, deci nu are nimic pe fundul și are un pic de apă și se cu coada. El e fericit, el crede că e în mare. Ăsta este carasul. Deci, carasul pui într-o cană cu apă, într-o lingură, stă cu botul în el și fericit dă din coadă că el crede că e în mare. Ăsta este românul, carasul. Piserii, piseri, use piseri, repus piseri, și nu sau românii, bă, nu întreabă nimeni, ONG, presă, bă, mare, mare moderator, aia care apar seara. Mm -mm. Bă, întrebați-mă, cum adică, demit pe unul fără să zic nimic, ăia se supără, mă rog, se înfoaie, dar se supără. Și nu, nu, eu nu catadixez să zic acestui popor de carași, Bă, să se inventezi, nu? Se inventezi, să spui, domnule, să vedeți că Vlad Voiculescu a venit azi noapte, m-a l Nu. No. Păi, cum să-i să, să mai țineți minte că s-a dus n a ținut conferință de presă în Raie Darafa. Și îl întrebau și el povestea. Și Țeava X, care a intrat în Țeava Y, bă, n-a zis unul, domnul, domnul, la când a început, domnul demnitar, mă numesc cu tare, floricica fagului de la Antena 3 sau de unde vreți, România TV sau Realitatea Plus, au B1, la B1, am rugăminte. Nu ne interesează țevile. Ne-am venit la o conferință de presă că nu ne pricepem la ce să ne spune cine răspunde de moartea celor trei. De unde ați luat tirurile? De ce le-ați luat din Turcia și nu din America? Cu câți bani le-ați luat? Și de ce le-ați impus diferitelor? Așa, asta este conferința de presă. Conferință. În care, poți să spui și Nu, no, era... Uh, el, și nu vă supărați și nivelul oxigenului? că era? Întreabă o fătucă toată, toată tremurând la gândul că șeful ei de birou din redacție sau de la restaurant, că acolo stau șefii de-a a, și zice, bă, și nenorocit aia, l-a întrebat pe raie, dar a fat, ai, lasă, când vine, că o dau eu afară. Și mă dă afară și nu zic, că este loc de muncă, că te-am întâlnit o vedete, vă spun eu, prin, prin piața am, care erau mari vedete. Ce faceți, mă, ce faceți, ce face, m -au și eu ca un post. Ha, mai țineți minte? <laughs> da, da. Bără, no. asta este. De să ne întoarcem un tip premier într-un guvern de coaliție, care este un guvern de colaborare, unde într-un guvern de coaliție, cum este acesta, premierul nu e șef. Sigur că constituțional stă în pixul, el, deci, nu, el merge cu hârtiile la cotroceni, cu revocare. Dar decizia de revocare trebuie să o ceri partidului care l-a vorbești cu cei de la USR Plus, băi, eu nu mai pot să lucrez cu ei, treaba voastră nu mai lucrez. Ori îl demiteți, ori dacă nu îl demiteți, eu am ce face, că nu pot, nu îl mai suport, nu, eu îl suport pe Raida Arafat, mie îmi place de Raida Arafat, eu mie mi a place atât de mult încât când mă sună Raida Arafat și spune, vreau să țin o conferință, de presă, eu repede mă duc, mă îmbrac repede, întreg în drage și țin cu băi, spun, și acum, Raed Aravat, că Arafa și vorbesc despre țevi, despre și fătuțele și guguștuții sunt toți, îi ciugulesc, se uită la el și se gândesc o groază, vai de mine, dar dacă șeful lui de birou de la mine, secție din redacție, nu mogul, nu, nu, mogulii, că se uită la fătuca din teren? Nu, la fătuca din teren e șeful, e secție, sau șefa, șefa de regulă, care e la fel ca și ea, tot proastă, dar mă rog, asta vă spun, că, ce aici chiar mă pricep. Și cum are, băi, că nu cumva să mă vadă că nu i-am zâmbit tot timpul orai dar de arafat, că Șeful știe că mogolul are niște mărăbăra cu Raed Arafat și cum, doamne ferește, cum și Raed Arafat, dacă se supără pe mine că vede că am venit afară sutien, de exemplu, greu de presupus, că fătuțele nu fac așa ceva, ele sunt subțirele, frumușele, frumușele, sărăcuțe, curățele, cum zicea Caragiali, și au o fustiță de stambă, de regulă blugi, pe care i-are de vreo 3-4 ani și cum să zic, da, cu toate acestea, îl supere, pare dar văd care pune în telefon și îl sună, dracu, pe mogul. Care mogul, oh, oh aleu, dă de pământ cu șeful de secție. Șeful de secție dă de pământ cu fătucă și săraca fătucă cu cine dacă cu dă de pământ? Că nici soț n-are ca să zici că se duce acasă și dă, îl întreabă pe de ce a intrat în casă fără să te ștergi pe picioare, așa cum a zis domnul Musta de la Timișoara. Bun. Nu am nimic încă o dată, repet, dar nu am văzut ore proastă, ori ticăloasă, ori puturoasă, ori bucătăreasă. Așa ceva n-am pomenit la această presă. Băi, să te duci la conferință de presă cu premierul și măcar mă, de curiozitate spuneți de ce l-ați demis motivul nu știu, repet nu, cum să-l întreb așa că Florin Cățu dar e cu paralele nu știu de, de ce? Că, ce ce am constatat acum la criza asta mă, câtă presă e cu Cățu, dar nu cu Cățu cu Cotroțiene, dar nu cu Cățu, cu paralele pentru că Cățu a anunțat niște bani mulți cu vaccinarea. Paul oh, vă imaginați toți mogule acum așteaptă bani cu vaccinarea că au nevoie de un neac, de ibovnică, de ce au ei? Că nu, ei nu treabă, nu ca să investească în presă. mogulie, au nevoie, au Să Sau să cumpere niște cărnați, să-i vândă, mă rog, la pres triplu pe piața românească. Și atunci toți așteaptă de la un amărât o să voi voi Voiculescu, dar dacă useliște nu le-au. Ați văzut ce? Cum ați văzut? Useliște nu dau bani. Ei cred că ei sunt așa, într-o sferă înaltă. Și să vă stă acum, Că în prima constatare care mi-a fost, bă, am pomenit, i-a călcat toți în picioare, până și Ioana Ene, Dojoiu, până și ai lor. Dan Tapalagă, bă, până eu, am fost mai corect, corect. Și sigur că am văzut niște telespectatori pe care avertezi să nu se mai uite dacă vor să mă înjure. Pus să mă înjure fără să se mai piardă timpul, că m-am dat cu USR+. Nu mai oameni buni, m-am dat cu adevărul. Ordinul era bun și belea pe baron local, pentru că este nedrept ca vasul lui să fie verde și Bucureștiul verzui sau roșu. Deci, că la nu face testări, stă pe acolo, și pentru că el, sau că e grindă, că locul lui Oprișan l-a luat unul, Ion Ștefan, zis grindă, au, acolo, te... am înțeles că dacă mă duc acum la Focșan, trebuie să fiu foarte atent, să nu cumva să pronunț cuvântul grindă, că mă arestează acolo, e, șef, -a... a, Oprișan era om de treabă, Ăsta, grindă, acolo e fie PNL, cramă lângă cramă. <laughs> Bun, deci, era corect, Părerea mea este că el, ca toți niște usere, e Adică va veni și el a crezut că dacă se pe Facebook și zice și face și dacă zice, auzi frate, să transparentizezi oh, e într o, într-o țară unde toate, unde unde e mai puternic decât securitate. cum o să transparentizezi? Cum adică să aflăm noi uh, uite, e de la serii au avut vreo unul. Uite, două întrebări. Nu întrebări. Pentru domnul Helvig. Nu le întreb. Mă întreb până când, până când o dau afară. Mă întreb. Domnul Helvig și domnul Maricea, Purtătul mă o mai fi. pentru că nu, am că mai e. Domnul Ovidiu Marincea, o întrebare de jurnalist. Domnule, în la serii s-a îmbolnăvit cineva vreodată până, până acum de COVID? Unul, nu știu, portar, Poate că Helvig, poate că vreun general, poate că vreun șofer, nu știm. Nu știm cum se crede stat. Doi, dacă s-au îmbolnăvit, unde s-au tratat? La spitalul serii, ei nu se pot trata la un spital roman. A murit vreo unul de COVID-19. Și trei, cum are loc, cum au loc contrainformațiile cu mască? că vine și spionul cu mască și și-al vostru cu mască. Și cum mai recunoști pe unul dacă el are mască? Mă întrebare. O, asta nu este un secret de stat. Că s-a îmbolnăvit vreo unul de COVID-19 din apărătorii patrii? Păi ei sunt scut. Deci cei de la serii sunt scut. Ați văzut cum la filme. Pau, cum făceau aia broasca cum era a legiunilor romane. Brasca, scut. Măi. Este așa. Bun. Să ne întoarcem. Așadar, am avut un curcănis. Stau un foiat, sau un foiat, s-au dus la ședința de guvern, care a fost o prostie fără magi. Au dar de ce v-ați dus? Păi ne-am dus pentru ca să nu se spună E 23, multe de -aia nu știam de ce, credeam că cu unul din cucenguri. Ne-am dus ca nu cumva să se spună că noi blocăm 5G. Păi, curcanilor, păi dacă ai pornit un război, adică ai zis, bă, nu, gata, ne-am retras, plicim, nu, cum se duce mă de vorbă? Și vine și că, bă, au ajuns să facă mișto de ei câțu, bă, câțu, nu Iohane, ce mișto, Iohannis cu tremur așa se, se desfac tapetezmele, nu, Cățu a făcut mișto Cățu de și ei, me măi, măi, și-au dus că niște voiți acolo cu minți, cu minți în bancă și polemizează pe Facebook polemizează și tot <laughs> îi spun pe Facebook lui Cățu care e în afara bulei deci ei intră în bulă, v-am spus Dan Barna și toți ăștia, USR se descalță, se spun papuci și intră în bulă. Bula e pe internet și acolo în bulă ei, se simt bine și tare și de acolo strigă Lucrățu, explică-ne de ce ne-ai demis omul. Numai că nu se aude că bula, e o bulă, înțeleg, un bol. <laughs> și nu se aude. Ar trebui să să afară. <laughs> Pentru că Cățu nu e în bulă. Ceea, și bun a ieșit nimic. O? Păi, dacă sunt două chestii, deci în politică e ca și în viață. Ori, când ai zis, bă, te omor, bă, chiar îl omori, că dacă nu îl omori, la stai cu minte. Păi, cum se pui, să și gata, băi, eu prost, că de -aia sunt așa supărat, băi, bă, nu se poate. Bă, cum, cum să faci așa ceva, zici, bă, Biro, nici măcar n-au lansat un balon. Că, de exemplu, vine unul și pe Facebook și spune, doamne, și eu zic să-i retrage în sprijinul lucățu. Și mai vin încă de. -o. Nu, direct decizie, gata. Cum dau ei înapoi? Deci, stimați useriști plusiști, am avut, am avut -o așa față de cei de la USR Plus, s-a văzut și aseară, și la Cristache și atunci, că, cu e respect, eu nu am treabă cu ei, dar respectul față de uh, niște oameni care cred. Uite, să vă dau un exemplu. Când a fost grivița 33, am citit presa. Presa, presa vremei care nu era comunistă. Presa independentă. Universul, adevărul... Și am citit un articol foarte bun al lui Nicolae Crevedia, despre care se spune și să și este adevăratul tată naturalului lui Eugen Barbu, pentru că Crevedia a fost student în gazdă la familia, nu știu ce era taică, sunt templar, acolo nituitor și, mă rog, a făcut un copil la tatălui, l-a recunoscut. Eugen Barbu e tatăl fiul unui scritor mare, Nicolae Crevedia. Și el povestea un reportaj senzațional despre, uh, la un moment dat, despre acești tipi luați de la grivița comuniști cu forța duși în uh, dube. Și el, Nicolae, crevedia corect, fiind, bă, zice, undeva e o credință, ceva, e ceva. Ei, așa am zis și eu. Păi zic, ăștia sunt ca mișcarea legionară ăștia sunt ca comuniști prim, nu ăștia, ăștia de acum, care erau ultimii ani ale lui Ceaușescu, erau niște fripturiști, nu erau cu tișire mele. Bă, zic, da, electoratul ăsta și ei lideri sunt de răștere. Nu discut. Că nu, nu discut. Și ei, când, cum să zic, adică, bă, nu tu care te-ai hotărât așa, zice, domnule, zice, dacă noi plecăm, deci, în primul rând, trebuia să joci tare. Cum a jucat PD-ul în 98, da? Nu te duceai la ședință de guvern și îți retrăgeai. Niciun ministru nu se mai la serviciu, da? Provocai o criză, o reacție. Așa, așa se duc și o să spun, domnule, zice, zic ăștia, influențele în USR plus, că tot, aia au dispărut. Altă chestie. Băi, înainte, când eram în bătălia cu PSD, erau în presă la USR plus, dar cum nu mai e niciun numai mai eu. Eu nu se apăr. Eu să zic și eu, că un om corect, da? Rău am, rău am ajuns să-i sprijin eu. Așa. Și, deci, ă, bun, ce făcea PNL-ul, făcea guvern minoritar, Hai, lasă-mă, se duc ăștia, Alina Gorghiu, Alina Gorghiu în e cu bărbatul său, ei sunt cu Câțu, Rares, Bogdan, <gântu> tot cu Câțu. Bă, zice, o, uleu, ce noi, noi, gata, mai și dau prin presă, că toată presa aia lor, când le dau parale, și zice, bă, zice, noi deja am făcut o listă și fă cu să mă, duc cu cine? cu PSD, despre sprijine PSD, -ul. în acel moment domnul Iohannes spunea că se oricum doarme. Putea să ducă să doarmă definitiv până în 2024 când să faci guvern minoritar. E clar că n-ai un nou cum. Dacă ăștia erau fermi și ăștia, ce dau? Bă, nu la cât să spun. A zice, vai de mine, Aleina Gorgheu și lui Chica Turcan, vai, dar nu se Poate noi nu ne putem permite să renunțăm la câțul. Hai, nu mai spune. Hai, nu mai spune. Sau câțul, care este lumina de la răsărit alor lor, câțu-mâțu, care zic suge în continuare ca pe niște acadele, să zicem, bomboșa cuvintele. Nu, noi facem scut. Face scut că ăsta, Boc, Boc de la Cluj, Rareș Bogdan. Am mai văzut un, A, Gigel, a, nu, ăsta n-ați auzit de Gigel Știrbu, Gigel Știrbu, ăla care a terminat, a fost popă, s-a făcut sub prefect liberal, apoi a fost ministru culturii și după asta a plagiat și a plagiat lucrarea de doctorat, scriind o carte, -am, poate am povestit, liberalismul românesc între 30 și 40, el fiind popă. Mă rog, sigur că poate să fie o legătură între liberalism și Isus Hristos, e popă. Atât terminat teologie. Cum să faci o lucrare de doctorat în istorie? Și unde? La Târgoviște. Bă, și prof... Bă, imaginați-vă ce conducători de doctorat sunt la Târgoviște. Conducătorul de doctorat, spune, el e istoric conducătorului de doctorat. Eu nu știu cum e N-am citit nimic. Zice, domnule, dar nu știu, eu, de exemplu, să zicem că sunt Cristoiu, da? Mă mai, mai tână. Și mă duc la ziceți, Horea Holubei, sau cine, că a murit. Nu știu. la unul care, nu, uh, care e în fizică atomică. Și spun, eu vreau să-mi dau doctoratul în fizică atomică. Și domnul Cristoiu, nu vă spune, domnul să ce ați Filozofia. Păi vă pricepeți la fizică atomică? Sau îmi dau o, -o matematică. Matematică superioară. Și zice, conducătorul la domnule, dar ați făcut matematică? Nu, Păi și cum o face? Nu, așa și -așa. faci? Nu, face și să poți face liberalismul românesc în 30-40, care presupune muncă de arhivă, să știi politică, să știi prese, documente, când tu ești pop. El i-a sărit imediat în ajutorul în jurul, în jurul cât s-a făcut acum un scut. Bun. Ați văzut curcanii și ca să închei de curcani. Aș acum se va arăt, a, nu, ca să închei cu curcanismul. Tot curcan a fost și Joe Biden. Zilele trecute a apărut știrea că două nave ultramilitare, moderne, americane, vor trece prin strâmtori în Marea Neagră ca să-l apere pe ăla, tu comediantul ăla, Zelinski de invazia rusescă. Ce a fost la noi? Dar Radu Tudor era în fiecare seară. Oh, vin americanii! Vin americanii, intră în Marea Neagră! Intră în Marea Neagră și rușii e la fugă! oh, doamne, doamne, eu când aud pe ăștia, îți vine rău, adică, bă, te întrebi uneori cum natul ăsta atât de prost de arăta așa, să apărături. Bun, gata, bă, gata. Zilele, a, așa, zil, zi, și, de, 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 și deodată aflăm știrea de care ei n-au dat un, a dat-o foarte bine, un timp, Marchevici, care și și pe cita cotidianul, că el scrie acolo, n-am cum să-l fur, uh, și uh, el a citat pe niște timp de la BBC, de m-am prins înaintea lor, americanii au întreagă că nu mai vin navele. Păi și cum nu mai vin? Nu mai vin. Ba mai mult Joe Biden într-un moment al lui când nu era când era normal, adică nu era dus l-a sunat pe Putin, el și a zis, domnule, vrem un dialog, da? Clar s-au înfoiat, dar degeaba s-au înfoiat și Radu Tudor, nu știu, Radu Tudor Iulian, Chifu, vreo câțiva care zic că deja nu eu nu citesc că știu deja, un sunt foiate, gata a, a ven americanii să-i la punct, era o prostie, era ca la criza de rachete, o <sus> aruncă în aeroplanetă război nuclear pentru Zelischi, eterna pentru ucraineni. Bun. Uh, cu atât mai important, cu cât dincolo China, în înțelegere cu Rusia, acum a avioane în jurul, <sus> în jurul Taiwanului. Ăștia făceau o mișcare aici, cred că e luau Taiwanul, chinezii cu tot, cu insulă, cu asta. Dai seama, pentru America. Și atunci, Joe Biden, ca să poată să iasă din încurcătură, că era mai deștept decât să de plus, a expulzat, nu știu, 10 diplomați ruși. Ah, vai ce-a fost la noi, vai, iar Radu, băi, ce poziție, era o șmecherie, că mă lăsa să zic, băi, ruși deci să vă spun cum se expulzează diplomații. Deci, de regulă, și rușii. Rușii știu care sunt agenții CIA de la ambasadă sub acoperire diplomatică și americanii știu. Și nu, un moment dat, e un fel de, nu dacă mă înțeleg, e greu de explicat, un fel de concubinaj, că se știu unii parte, în afară de aia care nu, care, <sus> sunt, nu sunt sub acoperire de diplomat, nu știi care sunt. Și la un moment dat, băi, eu am nevoie de un semnal rușilor. Și expulsează pe aia. Oia pleacă, rușii zice, bă, cine-s mai agenții? Păi, ia, -i. I-am Putin. Bă, zice, bă, cât e 10, avem 10, avem vreo 50. Bine, mă 10. Gata, să termină. Bine, am mai intrat în Marea Neagră. A, așa, da. Și, a, vă promit că mâine seara voi discuta despre marele rahat care a fost, vai, mă, vai ce m-am amuzat, care a fost intervenția americană în Afganistan. Am văzut acum că la toate televiziunile intervin cei de la armea APN și spun, România. Și a făcut datorie. Care mă ce a făcut datorie? Deci, băi după 20 de ani, după 20 de ani în care ăștia ne-au luat și pe noi americani, au trimis trupe, au pierdut oameni, bă, ei negociază cu talibanii. Și a zis, nu, doamne, noi negociem pentru că noi ne-am îndeplinit misiunea și anume să înlăturăm isis Băi, băi bă, români, băi ăștia negociază cu teroriștii, cu talibanii. Negoi își pleacă de acolo și se va întâmpla ce ați văzut în ultimul sezon, sau în ultimul, episoade ale ultimului sezon, din Homeland, că se prezice în Afganistan după plecare lui. Și când vor pleca americane, că talibanii vor participa la guvernare, la alegeri, Americanii gata, noi trebuie să redăm poporului afgan de suveranitatea, da? Și vom face alegeri. Și pe la alegeri vom participa și talibanii, vă imaginați. Ei și-au și retras trupele și că nu i-au putut să-i bată. Și ce gata, nu, noi am învins. De ce ați învins? Păi bă, am instaurat democrația. În ce constă democrația? Păi alegeri libere, adică alegeri libere unui vin talibani. Nici nu știu. Și după ce vor pleca băieții, după ce vor pleca băieții, toate neamărâtele alea, ONG-ste, ministre care au lucrat cu drepturile omului, oameni, toți agenții lor sub acoperire, o să vină talibanii și le face hârști. <laughs> că ce și omlense era și că nu au plecat ruși. Cu atât mai mult la ăștia, că după două, timp de 20 de ani, americani, occidentali, NATO, români, zic bă, sunteți cu noi, că noi vă garant. a zis, bine mă, trecem de partea voastră, ne occidentalizăm, noi femeile nu mai purtăm, mă, gata, ne-am occidentalizat, facem ONG-uri cu tare, cu tare, cu tare, dar Bă, noi rămânem aici în veci, și i belim pe taliban și, bă, și pleacă și rămân amărâte. Nenorociție. Ce o să li se întâmple, da? Da, oricum vor avea loc alegeri libere la care vor participa și talibanii și nu spune că se pierdă talibane alegeri, o să le câștige la unul, era unul carzai, nu știu, că la ei întotdeauna se punea, un... adică acolo președintele puneau americani, unul de paie, că ați să vedeți și în omlet, chiar mă recomand, că un Așa este și trupele noastre se întoarc victorioase. Păi și întrebarea mea, alo, domnul, domnilor, președința e România lui Pește, domnilor natoiști, Bă, dar de ce au murit, mă, ai noștri? Așa între noi, între noi. Fie, bă, dar de ce au murit, De ce unii sunt schilodiți? Au murit ca să vină talibanii înapoi la putere, cu mai mare putere, acum. Bă, de-aia au murit. Bă, dar, așa trebuia să fie toate televiziunile patriotice. Uh, uh, în legătură cu, 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 cu stă, purtătorul de cuvânt al lumea Bă, și, și, bă, și ne întoarcem eroi. Bă, da, mă, vă întorc eroi. Bă, dar de ce au murit, că Ca să vină înapoi talibanii? Ești, deci, asta. Deci, în final, ați văzut curcanii și acum vă dau imaginea lui Gigel de la Sibiu, Dan Barna. Wow. Și dumneavoastră să-mi spuneți în felul următor. Cum vă imaginați dumneavoastră că curcanii aia pot fi altceva decât La un moment dat, după ce se termină înfoierea, curcanul devine gigel de la Sibiu. Cum credeți dumneavoastră că omul ăsta pe care îl veți vedea, cum să spun, cu tichia aia de ce cu să se sperie de el câțu? Deci, închei. Dom'le, de acești tip, de Cioloș, de Dambarnă, de, ce vreți, Bulai, de Clocotild, de, bă, toți ăștia care sunt, de Drulă, de la Basculă, de Stelian, Ion, bă, și-au bătut joc, și de Vlad Voicu, bă, și-au bătut joc Câțu, bă, Câțu, Câțu, bă, cum să, cum să facă mișto de tine Câțu, Cătu, i-a văzut ați venit la guvernul lui și cât, câțu ironic zice, bă, vă mulțumesc că ați venit ați venit, nu e nicio problemă păi să facă mișto de ei câțu, mare Dacian Cioloș fost premier uh, liderul grupului Macron, toată lumea în România cum o să fie Dacian Cioloș cu Macron și o să ajungă președinte o să ajungă președinte, pă dracu cum să spună președinte când face mișto de tine câțu nu Ceaușescu, nu Stalin, Câțu, <laughs> și dăm Barna, a, vicepremier, ați văzut, și dăm Barnă și <laughs> dăm Barna, hai să-l vedem pe moroșanul nostru, cum să spun, cum l-a confruntat el pe Cățu Deci, un Moroșan, deci avem la început curcanii, avem Moroșan și eu zic că propun lui să-l pună și rubrica noastră, Dale lui Cățu, ca să vedeți, cum să spun, Moroșanu l-a confruntat pe pisic. Pisicul, Cățu, Mățu, a făcut mișto de ei. Bine, mulțumesc, la revedere!